De la fiecare om cu care am lucrat, am avut de învățat. Deci, inclusiv de la elevii cu care lucrez, am de învățat. Și îi iubesc foarte mult, pentru că îmi dau ocazia să aflu lucruri. De câte ori mi se pune o întrebare nouă, eu evoluez. S-a născut într-o familie de intelectuali și a început să cânte la pian la 4 ani. Conservatorul l-a făcut la Iași, la secția Lead Oratoriu, dar în paralel a început să studieze și jazz. În 2004 a câștigat locul 2 la competiția de jazz de la Montreux și locul 1 la Cerbul de Aur. Compune și scrie versuri, adoră concertele live și este una dintre cele mai importante voci ale jazzului românesc. A scris muzică de teatru și film, a predat jazz la Universitatea de Muzică din București, iar în prezent este doctorand la Facultatea de Muzică din Brașov. Ea este Luiza Zan. Luiza, e cu multă muzică episodul ăsta, abia aștept. Unde mergem? Și eu. Mergem la sala radio. La concert? Repetiții. Așa. Și concert. Și concert. Facem un selfie și mergem. Luiza, știu că ai copilărit în Tulcea. Da. Și pare așa o copilărie idilică, într-o familie de intelectuali. Tatăl meu a predat fizică și chimie și era un pasionat fotograf și cel mai cunoscut din Tulcea. A și câștigat premii cu fotografiile lui. Iar vis-a-vis de copilăria asta idilică, mi-a plăcut foarte mult să îmi petrec timp pe malul râului. De fiecare dată când mă întorceam de la școală, mă opream pe malul Dunării, în port, și stăteam. Luiza, suntem în Cismigiu, pentru că tu ai vrut să venim aici. Da. Îmi place foarte mult parcul ăsta. Aici veneam cu fica mea atunci când s-a născut. Tu ai copilărit în Tulcea și teoretic trebuia să fie apa aici, dar nu e. Tu nu știai să înnoți. Și e o poveste frumoasă cu voi, voi cu Rădescu. E o poveste foarte frumoasă. Nu știam să înot, deși aveam o mare pasiune pentru apă. Aș fi putut să stau ani întregi să nu ies din apă. Mi-era foarte frică. Iar voi cum a dus la, cred că era antrenorul lui, sau în orice caz un antrenor din lotul național, lotul olimpic de la stadionul Dinamo. Și acolo am învățat să înot cu o echipă de începători copii. Tu ai avut bunici la țară? Ai crescut la țară? Am crescut la țară, la bunica mea, până am început să merg la școală. Și îți plăcea la țară? Da. Plăcea foarte mult la țară. Mă punea bunica mea să fac tot felul de chestii. Ce nu le plăcea adulților să facă, respectiv bunicilor, făceau ăștia micii. Aveai libertate, nu? Aveam libertate, dar totuși aveam și treburi de făcut. Cred că un lucru care nu-i plăcea bunicii mele în mod deosebit era că mă pierdeam în citit. Adică, efectiv, devoram cărți. Am început cu o carte grea, cu Desculți de Zaharia Stancu. Am început, nu știu de ce, pur și simplu mi-a picat în mână. Eu fiind parte dintr-o familie foarte numeroasă și trebuind să împărțim puține camere, eu am primit singură o cameră. Și camera avea un pat și o bibliotecă. Și am citit tot ce a fost în bibliotecă. Wow. De la dicționarul de medicină până la cărțile de fizică cuantică. N-am înțeles din toate tot. În afară de Liviu Rebreanu și scriitorii români interbelici, puține au fost cărțile care au rămas întipărite în memoria mea. Dar la 5 ani să citești Zaharia Stancu e... 5 ani? Da. La cât ai învățat să citești? La 4 ani. La 3 ani am început vioară, la 4 ani am început pian și cumva trebuia să învăț și să citesc dacă voiam să termin de citit partiturile, explicații manualelor de muzică. De pian știam de 4 ani, dar vioara la 3 nu știam. Atâta m-a ținut, de la 3 la 4, deci nu e... Și te învăța mama ta? A încercat, da. Mama ta era muzician și de aceea ai început și tu să cânți la instrumente? Să zicem, la pian am început să cânt pentru că îmi plăcea de un băiat și mama lui era pianistă. Excelent! Îți plăcea să cânti la pian? Da, mi-a plăcut. Într-adevăr mi-a plăcut să cânt la pian. Era o profesoară foarte, foarte bună. Eu chiar cred că nu există materie care să nu-ți placă atât timp cât profesorul știe să o predea. Studiai? De la o vârstă fragedă, da. Adică ai avut disciplina aceasta? 4 ore erau minim și în timpul liceului îmi aduc aminte de seri când rămâneam să studiez după orele de cultură generală, adică după ora 8 seara și am adormit la școală. Au fost nopți când adormeam în școală și mă trezeam fără cărțile pentru a doua zi, era nasol. Le 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 fără urmă de azi până ieri.
La 12 ani te-ai mutat în Piatra Neamț. În 1992, adică, am decis să facem o schimbare și a trebuit să alegem, țin minte discuția la care toată familia a stat la masă și am ales între Baia Mare sau Piatra Neamț. Și pentru că, așa cum îți spuneam, Piatra Neamț făceam toate vacanțele, ne simțeam bine, era fain, am luat decizia asta. Mergeai pe Ceahlău? Da, și am făcut Ceahlăul de 5 ori. Singură cu părinții? Cu corul bisericii odată. Eu și cu doamnele din corul bisericii. În România nu e percepută cumva toată experiența asta de cântat în corul bisericii, cum e în America, la găștile gospel, de gospel. Da. Să știi că pentru mine cam așa a fost. Deci era entuziasm și euforie și era mai mult decât mers la biserică și cântat. Mergeam de 3-4 ori pe săptămână, ne pregăteam pentru concursuri. Deci nu, chiar era foarte fain. Tu te-ai mutat la Sfântul Gheorghe? Undeva lângă Sfântul Gheorghe, da. De fapt, viața ta se desfășoară cumva în inima naturii. Dacă până acum simțeam că refac legătura cu natura, acum încerc să-mi dau seama de natura din interiorul meu. Cumva mă contopesc așa cu ce se întâmplă în jur. When she leaves, she's just asking to be followed. When she walks out, all she wants is to be led. Când ai început să cânti? Pe scenă, profesionist, la 4 ani. Ai câștigat un concurs, nu? Da, am câștigat un concurs la Șoimii Patriei și m-a adus mama la toate competițiile posibile și în liceu am mers la olimpiade, la olimpiadele de teoria muzicii, limba română, am fost la concursuri naționale de poezie, de literatură. Mi-a plăcut să merg la concursuri. Și scriai deja? Aveai versuri? Scriam versuri, da. Niște prostii, dacă mă întrebi acum, dar le-am păstrat. Am citit într-un interviu că ai găsit de curând scrierea ale mamei tale. Ai descoperit-o în felul în care nu o cunoșteai. Apropo de lucrurile care rămân. Da, n-am știut că mama scrie poezii până în ziua în care a murit. Am descoperit printre hârtiile pe care ni le-au dat la spital și m-a blocat. Nu o cunoșteam în felul ăsta. Cumva a fost o lecție extraordinar de importantă pentru mine. Mi-am dat seama că sunt oamenii cei mai apropiați nouă pe care pur și simplu nu-i observăm sau nu-i observăm cu adevărat. Dar am avut o legătură foarte specială pe care am simțit-o rupându-se chiar în momentul în care a murit. Și e mai mult decât nostalgie și părere de rău și așa mai departe. Efectiv, o parte din mine nu mai e. După fiecare concert al meu, mama scria o cronică. N-am știut. Ea stătea și le vedea la televizor sau le asculta la radio și își nota fiecare piesă, cum a fost fiecare piesă, cine a improvizat. Am fost foarte impresionată. Te-a încurajat să cânti jazz? Da, m-a încurajat să cânt. Eu am vrut să fac limbi străine. N-am vrut să fiu pe scenă. Aveam așa mare trac de scenă încât leșinam. Liceul a fost la liceul de muzică, bănuiesc. Eu liceul de artă l-am făcut la canto, nu la pian. Sincer, mi-am dorit limbi străine, nu muzică. Dar atunci a fost momentul când mama a spus: tu vii aici să te văd eu, să stai aici sub piciorul meu, nu te miști. Eu eram o fire cam rebelă. Apropo de limbi străine, vorbești foarte bine toate limbile pe care le vorbești sau cânti foarte bine, nu știu cât vorbești, dar te-am ascultat în franceză, impecabil, în portugheză, impecabil, engleză, impecabil. Foarte tare, mă gândeam, nu le vorbești pe toate? Nu le vorbesc, adică portugheză n-am avut cu cine. Franceză am avut cu cine și am vorbit de la 7 ani, am avut tutore de limbă franceză și să știi că toată pasiunea asta pentru limbi străine are și o explicație, că tatăl meu e cel care e pasionat. Vorbește 11 limbi străine, printre care cehă, rusă, bineînțeles, dar și la școală am avut noroc de profesori foarte buni. Uite, am avut în facultate o profesoară de germană care nu m-a ajutat să învăț. De cântat în limba germană îmi place foarte mult. Iar când vine, da, oratoriu sau ce... Eu asta am făcut în facultate, lid oratoriu, așa că am cântat toate misele, pasiunile. Și nu încetez să învăț, adică ce limbi învăț vorbești? Maghiară acum. Da. Vorbesc maghiară, că soțul meu este maghiar. Și să știi că o chestie la care ar fi bine să ne perfecționăm în fiecare zi este limba română. Sem você, sem amor, é tudo sofrimento. Pois você
liceul l-ai terminat în Piatra Neamț și ai decis să dai la conservator, deci la Iași? Nu am decis să dau la conservator. Am luat premiul la olimpiadă și mi s-a oferit cumva pe tavă poziția la conservator. La canto ai luat premiul? Da, am luat premiul la olimpiadă la canto, la Olimpiada Națională, 2 ani la rând. Mi-a fost lene. Am zis, ce să mă mai chinui atâta să învăț, să dau examen, să stau în stres, să am emoții la asta, mă duc la Iași. Profesoara mea cu care mă pregăteam de un an, e unul din mentorii mei cu care păstrez legătura, pentru că de câte ori am o întrebare serioasă vis-a-vis de cântat, este primul om pe care îl sun. Doamna Maria Jana Stoia sau Marie Jean Stoia m-a înțeles de la bun început. Ea a fost primul om care a zis, a, ți-ți place jazz? Ok, păi fă jazz, te învăț eu să cânti. Da, adu-mi ceva muzică sau îmi dau seama ce jazz îți place. Excelent. Și m-am simțit cu Nat King Cole și zice, ai mă, tu mă iei la mișto, dar ce crezi că Nat King Cole, n-am auzit? Credeam că era ceva mai sofisticat, mai complicat. Gata, știu. Nat King Cole, ok, faci Bach. Muzica clasică are ceva ce jazzul nu are. O formă de rigoare pe care în libertatea totală n-ai cum să o găsești. I-am început să cânt jazz profesionist, adică să câștig bani din jazz, în 2004. Și prima cântare în București de jazz mi-a fost oferită de Mircea Tiberian. Apoi am cântat cu Sorin Romanescu, cu Vlai, cu Golcea. Deci am avut noroc să încep cu cei mai buni. Da. L-am cunoscut pe Johnny Răducanu. Am purtat discuții cu oameni de la care chiar puteai să înveți istoria jazzului românesc. Și în străinătate mergeai la festivaluri, erai invitată să cânti? Da, foarte mult am lucrat cu ICR din diverse capitale europene. În Statele Unite am cântat de la est la vest, de la New York până la Los Angeles. Știu că 2004 a fost un an important pentru tine. Ai câștigat la o săptămână. Montreux. Exact, Montreux. Și apoi și în țară la noi, Cerbul de Aur, înțeleg că pentru tine a fost foarte important. Dar o luăm cu Montreux. De ce ai ales să te duci la o competiție? Profesorul meu de jazz, Rick Condit, care în acest moment predă în Louisiana, în Texas. Tu unde l-ai avut profesor? La Iași. Și el a fost cel care mi-a zis, uite, ai putea să faci chestia asta, uite, du-te la concurs la Montreux. Eu? În România? Eram nu știu câte sute de concurenți și am trecut preselecția, apoi m-am pregătit pentru semifinală și atât. Nu m-am pregătit pentru următorul pas. Și ce ai cântat în final? Am cântat un blues, ala n-a fost nevoie să scriu nimic, am zis doar e un blues din sol. Ok, un blues din sol. Am scris încă două piese pentru că nu aveam ce să dau oamenilor să cânte. Eu am luat premiul 2 la Montreux și spuneau că nu se pot decide între mine și cea care a luat locul întâi și mi-au spus și de ce, că ea era extrem de bună tehnic, iar eu aveam foarte mult soul, așa au zis că aveam suflet. Dar pentru mine a fost o foarte mare reușită. E un festival, un concurs super cunoscut în lumea jazzului și bănuiesc că s-au deschis niște uși în momentul respectiv, nu? S-au deschis, dar n-am intrat pe ele. Adică, nu știu dacă aș zice că ghinionul a făcut că am luat premiul întâi la Cerbul de Aur imediat după, dar am avut de ales între a continua o carieră aici, a rămâne cu trupa, a face un disc, a semna un contract sau a pleca în Statele Unite, în Los Angeles, unde era deschisă ușa. După Cerbul de Aur a fost așa de... Acolo ai câștigat premiul întâi. Acolo am luat premiul întâi. Nici la aia nu ne-am așteptat, nu. Și cred că s-a și văzut la TVR în direct. Se acorda premiul întâi. România! România! Trupa Slang! Trupa Slang din România! Premiul întâi! La Cerbul de Aur! Brașov 2004! De România! Slang! Trupa Slang îmi zice că nu are instrumente. Are cineva un instrument? Vă rog frumos, două, trei instrumente. Găsim pe aici, pe la dumneavoastră? Nu ne-am așteptat la asta, normal că nu ne-am adus instrumentele. Aoleu, și unde le aveți? În camera de hotel. Am să cânt tu așa. Am să cânt eu, am să fredonez un fragmentel dintr-o piesă românească. Este musai să o cânt pe cea care am cântat-o alaltă seară. Da? Frunzuliță d'alior, plină e lumea de dor, cum e cerul plin de nordor. Li, li, li,
Am făcut petrecere cu bani aruncați în sus, ca în filme. Deci am aruncat cu bani în sus. Era premiul atât de consistent, nici mai 5.000 de euro în 2004, da, da, da. În lei și în bancnote destul de mici. Deci a fost genial. Ai făcut și muzică clasică scrisă, note, și da. Partea asta a jazzului îți dă spațiu de creativitate mai mult decât ai putea face într-o partitură scrisă. Ai opțiuni. Eu sunt și pedagog în același timp și atunci când predau improvizație, îmi aduc aminte și de regulile de la clasic, unde trebuie să ai o structură, trebuie să ai o formă, trebuie să ai linii de ghid, să existe un fir roșu. Improvizația nu poate fi pur și simplu o creație spontană, fără cap și fără coadă. Trebuie să aibă clar un parcurs dinainte pregătit. Tema o cânti și în timpul temei tu deja știi cam ce vrei să faci, ce o să păstrezi, da. Sau foarte rapid preiei o idee de la unul dintre instrumentiștii cu care cânti. Povestești despre elevii tăi, studenții tăi, pentru că ai predat și la conservator, da, până să pleci din București. Pare că îți place mult să povestești cu studenții, să-i ajuți. Mi se pare important, ca să fii un bun pedagog, să-ți placă să înveți. Problema cu mulți profesori fix asta este, că se consideră suficienți. Și cred că acolo s-a cam... ce bună e asta, da. Ești profesor bun atunci când îți place să înveți, nu să predai. Acum sunt doctorand. La Brașov. La Brașov, da. Cum se numește lucrarea? Vocea gravă feminină în perioada interbelică, de la Billie Holiday la Edith Piaf la Maria Tănase. Suntem într-un studio la radio. Suntem în studioul. Pe ecrane se vede sala radio, scena pe care o vom ocupa mâine. Și apropo de butoane, da. Tu știu că lucrezi la radio acum. Eu lucrez la radio, da. Dar nu e așa. Nu e așa? Eu am o emisiune de matinal împreună cu Vlad Manolăchescu și noi doi facem emisiunea de matinal într-un studio foarte diferit. Aici e important că e studio muzical. Tu ai repetiții acum. Da, imediat. Și de obicei ce faci înainte de repetiții? De obicei ajung fix înainte de repetiție. Nu există înainte de, există repetiție. Luiza, ce faci? Îmi aranjez partiturile. Începe repetiția în 5 minute și îmi cresc emoțiile, da. Și îmi place portocaliu, că face bine la zen. I'm hanging out on Mondays. My Sunday dream's gone dry. Tu vei cânta mâine la sala radio, astăzi e o repetiție, cu Big Band-ul radio. Am citit că înainte de pandemie ai avut o sală care a fost sold out și sala radio e mare. E o amintire extraordinară și este chiar amintirea pe care am reușit să o includem pe acest disc. Uite ce frumos e, vezi? Cât e de frumos! Cu drag. Luiza, și aici o să semneze domnul Ionel Tudor Sisea. Și semnezi multe, de ce? Pentru că avem speranța că mâine se vor vinde multe la lansare. Și se vând direct autograful tău. Da. Știu că îți dorești mult să cânți cu orchestra simfonică. Ai apucat? N-am apucat. E totul cu semnul întrebării. Orice îți dorești să faci, trebuie să iei în calcul că măsurile s-ar putea să-ți dea peste cap planurile. 4 turnee internaționale au fost pregătite timp de un an și jumătate. Au picat. Aveam turneu în Statele Unite. Nu se va întâmpla. Bănuiesc că timpul acesta se poate fructifica, în cazul tău, în muzica pe care o scrii. Ai mai mult timp să compui? I-am explicat soțului meu chestia asta, care îmi spune, de ce nu scrii muzică? Uite, ai putea să scrii un album. Scrisul ăsta nu vine așa. Eu sunt artist de live. Mie nu-mi lipsește scrisul. Mie îmi lipsesc concertele. E greu de explicat. Am deja 3 albume scoase în urma unor concerte. Pentru mine concertele sunt locul unde mă simt la mine acasă. Scena este locul unde mă simt la mine acasă. Publicul e cel care îmi hrănește inspirația. Da, am scris. Am lucrat la 2 albume. Unul este de voce solo și mai este un album voce și pian. Am fost la Năpasta, acum ceva vreme. Năpasta în regia lui Radu Afrim și mi-amintesc mai întâi de tine, după aia mi-am amintit spectacolul. Cu minte mă fac și nu mai aminte. Curajul îl pierd prin crude cuvinte. În Năpasta
asta eram un personaj. M-am privit pe mine însă ca pe un performer, nu ca pe un muzician. Mi-a plăcut enorm munca la spectacolul ăla. A fost una din cele mai frumoase experiențe din viața mea de artist. Colaborez cu teatru, e o lume în care tu ai intrat și în care ai rămas. Da, cântam cu pianul și cu vocea. Am mai avut un spectacol de teatru în care am cântat cu chitara și cu vocea. Un spectacol foarte frumos, care se numește 7 etaje, în regia lui Sebastian Marina. Și am mai lucrat cu Radu Afrim la încă un spectacol la care am cântat cu chitara, 3 rupturi. Pentru că tot vorbești de teatru, ai un clip foarte mișto cu Florin Piersic Junior. Piesa aia face parte din coloana sonoră a unui film care se numește Carambol. Shiny stars above. Leaping over years, reaching for the stars. E vindecător pentru tine să scrii muzică? Îți oferă multe beneficii să scrii muzică. E terapeutic să scoți gândurile pe care le ai pe moment, pentru că altfel se pierd. Și încurajez toți oamenii care au un gând așa muzical sau poetic să o facă, pentru că nu stă o veșnicie un gând bun, o melodie bună, scurtă, 3 note care ți-au venit în cap, repede, poate scoate telefonul și înregistrează, că se duc. De multe ori mi se întâmplă să am o idee bună, să mă așez la pian și să aud în secunda 2, mama, mi-e foame! Și s-a terminat! Sunt și provocări de genul ăsta, dar e fain. Știu că pentru tine maternitatea e foarte importantă. Ai 2 fetițe, fac muzică? Pe Eva urmează să o înscriu la chitară bas, Eva are 11 ani, Eva Luna, iar Abby va reîncepe orele de vioară de miercurea care urmează. Luisa, mai ai foarte puțin, câteva minute. Da. Ești ok? Da, foarte mari emoții, dar asta nu e ceva neobișnuit, absolut de fiecare dată am emoții darmite după o pauză atât de lungă. Bună! Dar el e soțul meu. Da, întotdeauna, fix înainte să intrăm pe scenă, este o hărmălaie totală și avem câteva zeci de secunde de... Acum! Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day. Știu că ești preocupată de sănătatea emoțională și știu că ai făcut și un grup de susținere, de terapie pentru artiști, împreună cu Ișvan Teglaș. Grupul este deschis exclusiv artiștilor performere care chiar au pierdut ceva. Pentru scenă. Că, da, ideea grupului a venit în momentul în care mi-am dat seama că foarte mulți dintre prietenii artiști pe care îi vedeam activ pe Facebook trăgeau semnale de alarmă că ne îndreptăm către același prag de anxietate la care ar trebui un pic de ajutor din exterior. Punctul culminant a venit în momentul în care unul dintre noi s-a sinucis. Din păcate n-a fost un caz singular și în lumea muzicienilor au existat câteva exemple și îmi pare foarte rău că n-am reușit să-i ajutăm, pentru că chiar am sesizat de la începutul acestor întâlniri ale acestui grup și până acum, cât de mult contează înțelegerea unui specialist. Adică, efectiv, să vezi că intri în ședință plângând, prăbușit și pleci din ședință mulțumind tuturor și cu zâmbetul pe buze, este clar un semn că a funcționat. Luisa, la finalul emisiunii întreb pe invitații mei dacă ar avea să le dau un sfat tinerilor și tu lucrezi cu tineri. Poate și practic, să le fie ceva mai ușor. Nu știu, așa de multe lucruri mi se învârt în cap. Aș spune că dacă este prea ușor, nu e bine. Dacă vrei să-ți fie ușor, înseamnă că ești leneș. Să facă alegerile bune în ce privește oamenii cu care lucrează. Nu întotdeauna oamenii care par super fain și cer foarte mult de la voi sunt oamenii care și vă oferă ceva în schimb. Și da, alegeți în așa fel încât să vă fie bine pe termen lung, nu imediat acum, că s-ar putea poimine să conteze mai mult decât azi. Cam atât pentru astăzi. Eu admir pe Luisa pentru vocea ei și pentru tehnica impecabilă. Este o artistă puternică și suavă în același timp. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!